Prin filme ați observat când zboară de la etaj, de pe balcon, de pe geamuri, tot felul de haine jos la parter. Este vorba când unul dorește să-și arunce partenerul afară din apartament sau o doamnă dorește să-și arunce partenerul afară din apartament. Dacă este totul legal și este posibil în Germania așa ceva legal, vă spun imediat. Bună, dragi prieteni, sunt Eric Mocanu de la Organizația EBS și astăzi cu o temă interesantă cum este cum alungarea partenerului afară din apartament. În multe cazuri am avut în ultimul timp unde mă sunau românce în care îmi spuneau că nu au unde să stea, să locuiască pentru că au venit de câteva luni în Germania, au avut încredere în așa spus iubitul lor, lor și, sau soțul și până la urmă a ieșit un scandal și a fost alungată pe stradă. Tot așa am auzit și în multe cazuri unde bărbații au fost aruncați de femei din apartamente. De obicei se întâmplă asta când există și copiii la mijloc. Care este legislația în Germania, cum este drept să te scapi juridic, văzut așa legal, să te scapi de partenerul tău când nu mai funcționează nimic? Vreau să vă explic aici. Hai să începem cu începutul și anume cu contractul de închiriere a apartamentului. În primul rând trebuie să spunem că există două modele de închiriere a apartamentului și două modele în final este unul și același, dar Juridic spus, sunt două. De ce? Pentru că primul model este varianta când o persoană singură dorește sau închiriază un apartament și cu proprietarul doar o singură persoană face contractul de închiriere. Acela este modelul 1. Modelul 2 este când două persoane, doi parteneri, că soț, soție sau doi care stau, trăiesc împreună, închiriază un apartament de la proprietar și vin ambii trecuți pe contractul de închiriere. De aceea aceleași, ă, cele două modele de închiriere apartamentului că și sau ciofi. Hai să trecem la partea de single. Partea de single este mai ușoară de spus, cu toate că pentru partenerul care a venit pe parcursul închirierii, a venit în apartament um, și și-a făcut viața în apartamentul acela, atunci între ce doi apare automatic un contract. Un contract în care cel care a semnat contractul de închiriere cu proprietarul acceptă ca partenerul lui, soția lui sau uh, cine o fi, poate să locuiască în acel apartament. Odată ce trăiește și și-a făcut persoana ce a venit în apartament, dar nu este în contract și și-a făcut viața de odihnă, de a trăi, de a mânca, de a se spăla în apartamentul ăsta, are toate drepturile care și persoana care îi în contract le are. Acum, dacă cel care este în contract vrea să se scape la un moment dat de partenerul care a venit în apartament, nu are o altă șansă decât pe cea corectă, să meargă la un avocat sau să meargă direct la, min, la uh, judecătorie și să depună uh, o cerere de judecată în Roimânslaghe. Asta este singura variantă corectă care există. Vrea persoana care a semnat contractul, totuși, să nu meargă prin avocat, să nu meargă la judecătorie și să o arunce afară, așa cum îi și în filme schimbă ea la persoana, nu mai poate să intre în apartament, atunci persoana aceea care a fost lăsată afară din apartament și dată afară din apartament poate să meargă undeva la un hotel sau să-și închirieze o altă cameră un alt apartament și diferența diferența de uh, sumă uh, între chirie și să spunem hotelul în care trebuie să trăiască diferența aia trebuie să fie împărțită între ambele părți și atunci chiar și persoana care au rămas în apartament trebuie să preie niște costuri suplimentare pentru partenerul care l-a dat afară din apartament. Deci atenție foarte mare, nu credeți că dacă sunteți singur un contract cu proprietarul, um, aveți dreptul să faceți ce vreți. Nu este chiar așa ușor. Nu în Germania. Poate în alte țări, dar nu în Germania. În Germania, chiar și persoana pe care ați chemat în apartament, are aceleași drepturi ca și dumneavoastră. În schimb, dacă, de exemplu, aici, la contractul ăsta single, nu se plătește chiria, nu se plătește nem costurile, apă, căldură, atunci proprietarul poate doar pe cel care este în contract menționat să-l ia în regres și să-l dea în judecată. Pe persoana cealaltă care a venit în apartament și nu este în contract, nu poate să o dea în judecată doar dacă în timp ce persoana ce a venit în apartament cu uh, partenerul său care este în contract se duc la proprietar și schimbă contractul, renoiește contractul uh, pe baza că amândoi să fie trecuți în contractul de închiriere, ca și pe partea cealaltă. În rest, atenție că toate costurile doar persoana din contract poate fi dată în judecată. Și acum, să ne întoarcem la contractul 2, unde partenerii, soț, -soție sau doi ce trăiesc împreună, semnează un contract de închiriere cu proprietarul. Aici, proprietarul, dacă îți probleme cu chiria, căldura, cum am spus, poate să dea în judecată pe amândoi. Și pe unul, și pe celălalt. Asta ce înseamnă? Că nu dă o dată în judecată uh, pentru cei doi, pe numele la cei doi, ci proprietarul face două cereri de judecată. Una pe numele lui, unu, una pe numele lui celălalt. De unde își primește el datoria? Nu este interesant, dar pentru voi este interesant pentru că pentru voi apar dublu costuri de avocat, dublu costuri de judecată. Pentru că fiecare trebuie să-și plătească costurile de judecată. Și asta nu este bine. De aceea, aveți grijă ce. Nu plătiți, pentru că proprietarul are un avantaj că el poate să atace două persoane deodată. Acum, dacă să trecem la aruncare afară. La aruncare afară dacă unul din cei doi zice gata, tu nu mai ai ce să cauți la în apartamentul ăsta te dau afară. De obicei, în, în familie aici unde mama cu copiii rămâne în apartament și dorește să plece tata afară din apartament. Tot așa legal, juridic este, atâta timp când nu se întâmplă un scandal și nu vine poliția să îl zboare pe unul din cei doi afară, nu există altă șansă decât tot așa. Mers la advocat, spus că în familie sau prietenia nu mai funcționează, dorești ca să, să plece acea persoană din apartament și dorești să faci un roi munk sclage. Este singura variantă juridică. Dar atenție! Pentru că aici, de la bun început, s-a semnat un contract de închiriere între două persoane, proprietarul nu este obligat să accepte ca unul care rămâne în apartament să semneze un nou contract. El poate să realizeze, uh, uh, rezilieze contractul complet și atunci pierde ce dumneavoastră dreptul. Există varianta cealaltă că. Uh, Ori să rămână și partenerul celălalt în contract și nu aveți treabă cu proprietarul. Problema este că, după un anumit timp, dacă uh, cel care rămâne în apartament nu-și plătește chiria sau alte costuri, proprietarul îl dă și pe la în judecată, care probabil de câteva luni nu mai locuiește în apartamentul ăla. Și cel care a părăsit apartamentul nu are nicio scăpare. El încă are un contract cu proprietarul și pe proprietar pur și simplu nu-l interesează și nici pe judecător nu-l interesează că persoana aia locuiește în apartament sau nu. Deci, persoana care nu locuiește în apartament va fi luată în regres, spre de procesul și trebuie să plătească datoriile. Că persoana aceea poate să dea în judecată pe cel care locuiește în apartament și să-și primească costurile care el le-a plătit, aia este o altă temă care este și dreptul lui și funcționează. Dar, la început, persoana care nu locuiește în apartament trebuie să plătească la proprietar datoria. Bineînțeles, dacă este. Deci, dragi prieteni, aveți grijă că nu este de joacă cu apartamentele, cu închirierea apartamentelor, locuințelor, cășilor. Este o procedură mai complicată, nu este chiar așa ușoară. De aceea, când aveți probleme, când spuneți că ceva nu mai funcționează și ați vrea să vă despărțiți, contactați un avocat și un avocat din Immobilienrecht sau Mitrecht, pentru că la vă poate ajuta în cel mai bun caz și um, chiar și un mită um, puteți să cere la un mită sau uh, mită bund, puteți să cereți ajutorul, pentru că altfel um, puteți primi probleme mari și pe lângă probleme sunt și costuri mari pe care nu știu dacă are rost să le plătiți. Dar că vă a plăcut filmulețul ăsta, dați un like în sus, abonați canalul ca să fiți primi informați când apare un nou filmuleț, dar vă rog să-l și distribuiți pentru să-l vadă cât se poate de multă lume și să știe despre drepturile și obligațiile lor care le-au aici pe teritoriul Germaniei. Eu vă mulțumesc, scrieți-mi jos la comentarii întrebările voastre sau tema voastră, ce spuneți voi despre această temă, alungarea din apartament. În rest, vă doresc toate cele bune și ne vedem la următorul film. Ciao!